Emoții mari pentru cei 516 elevi din anul întâi al școlii de poliție Vasile Lascăr din Câmpina. Astăzi, bobocii au depus jurământul și au defilat pentru profesori invitați și părinții prezenți la ceremonie. Jur să ne apăr țara! Dragul prețuiesc! Jur să respect Constituția! Legile țării și regulamentele militare! Foarte emoționată sunt. Nu mai pot nici să vorbesc foarte bine. De ce? Am foarte mari emoții. Nu știu cum o să fie. Ne legăm pe țară, ne legăm viața. Fericire, am simțit. Ce ți-a dorit să fii polițist? Mi-am dorit de mic pentru a... M-am emoționat. Acum. Foarte bine. Un moment excepțional. Din viața mea și din viața tuturor colegilor, presupun. De ce ai ales să te faci polițist? Am urmat cariera tatălui meu, care este și el polițist de 20 de ani și m-a pasionat aceasta și mă pasionează această meserie. Ai avut ce învățat de la el? Da, foarte multe lucruri, atât din meserie cât și din viața de zi cu zi, presupun. Alături de comandantul instituției, chestorul Ion Tomescu, a fost prezent și vicepremierul Gabriel Oprea. Școala de agenți de poliție Vasile Lascăr Câmpina, unitate de învățământ a poliției române, trăiește astăzi alături de dumneavoastră un moment deosebit de emoționant, ceremonialul depunerii jurământului militar față de patrie, de către cei mai tineri elevi, care au optat pentru o carieră pusă în slujba țării, pentru a contribui la respectarea legilor, a drepturilor și libertăților cetățenilor și combaterea faptelor antisociale. Am vrut să fiu alături de dumneavoastră la festivitatea depunerii jurământului militar, aici, la Câmpina, cea mai prestigioasă școală de pregătire a agenților de poliție, pentru a transmite respectul și admirația mea tinerilor care au ales să îmbrățișeze meseria de polițist. La finalul evenimentului, conducerea instituției a înmânat vicepremierului Gabriel Oprea placheta de onoare a școlii.